moment când tehnologia a reușit să reducă eroile și până când codurile tolerate la eroi au ajuns, au mărit pragul la care puteau colecta eroile, până când în cele din urmă s-au intersectat și acum, în sfârșit, putem să le aplicăm și să și funcționeze cu tehnologia actuală. Acum, ele pot fi implementate în multe forme, lăsând gluma la o parte, ca mai multe forme ale topologiei, dar în sensul că, pe lângă codurile de suprafață, cum era cel mai devreme sau codutorii, mai există și alte coduri care se cheamă coduri de culoare, mai există și niște coduri în volum, o să vă arăt imediat, și așa mai departe. Deci, există, să zicem, o gamă foarte largă de coduri tolerante la defecte, care toate se bazează pe aceeași idee, dar au diverse avantaje și dezavantaje. Deci, avem de unde alege. Este foarte scalabilă schema asta, în sensul că, în principiu, trebuie să facem același lucru în mai multe locuri și, deci, e foarte ușor, dacă putem să o facem într-un loc, e foarte ușor să o generalizăm și să reprezentăm structura de mai multe. Adică, diagrama aia de mai devreme, planul acela de mai devreme, dacă putem să-l facem, eu vreo 40 acolo, să nu știu exact, dacă putem să-i facem pe aia 40, atunci pot să mai tot alături alte structuri. La asta și fac o structură mai mare și o să funcționeze și pentru structura aceea mai mare. Și acum, AdKit, cei din Marea Britanie care lucrează la calculatorul acela pe care vor să termine până în 2020, au în principiu acum niște module cu 20 de qubits care sunt organizați într-o structură similară cea mai devreme și acei 20 de qubits fac un singur qubit logic. Iar structura cei 20 de qubits cap în principiu în camera asta de aici, deci e destul de mare. Și ce vor ei, ca până în 2020, să o reducă astfel încât 20 de structuri din alea să capă în camera aceasta. Și deci să fie 400 de qubiți în total sau 20 de qubiți logici. Și după aceea, dacă se poate face asta, deci dacă totul e scalabil și merge bine și așa, atunci, având mai multe camere la dispoziție, mai multe etaje de clădire, putem să facem un calculator cuantic destul de mare, dar de ei putem să facem. Și unele dintre ele, nu cele mai devreme, dar unele dintre ele, au proprietatea asta care se cheamă transversalitate. În sensul că, dacă vreau să aplic operația modulară asupra chipului logic, este suficient să o aplic pe fiecare chip fizic, în parte, și echivalent să produce pe chipul logic. Și asta e destul de drăguț, adică e destul de frumos că pot face asta. Am văzut că pe codul de mai devreme nu e așa. Dacă vreau să aplic X logic, trebuia să fac Z pe fiecare qubit fizic și respectiv invers pentru Z și X. Dar marea majoritate dintre ele au proprietatea asta de transversalitate. Așa, și acum vreau să vă arăt următorul lucru. Sper să fac deci, ideea e că niște grup de cercetare care lucrează la codurile astea detectoare de eroi au făcut un joc. Și vreau să vă arăt filmulețul cu film. Așa. Deci ăsta este codul în volum de care vă ziceam mai devreme. Exact ca layer-ele unui calcul. Și acum ei o să treacă prin niște porți și o să fie entangled între ei. Iar entanglementul ăsta se produce în volum, în principiu. Și e structurile astea. Și structurile astea în volum sunt, în principiu, porți logice aplicate qubiților logici. Dar codul este în volum, adică cum era înainte toroidul pe care făceam bucle și așa, acum sunt chestiile astea acolo. Și acum, care este problema? Problema e că vrem să fie cât mai mici posibile, ca să folosim cât mai mulți qubiți. Ei, și ei au făcut jocul ăsta, în care, în principiu, zic că
asta alcătuiește motorul pentru o navă spațială și cu cât îl faceți mai mic, cu atât e mai eficient și merge nava mai repede. Și principiul jocul ăsta care există pentru Android, puteți să-l jucați și după aceea datele sunt trimise înapoi lor, astfel încât să știe cum să minimizeze structurile astea și să le poată folosi. Da. În principiu, pentru că nu există, adică nu există un algoritm eficient de a face asta automat, de-aia au făcut outsourcing pe ăsta. Sau crowdsourcing. Da, e foarte altă temă interesantă este pe partea de calcule distribuite și cum am putea folosi calculatoare cuantice pentru a reduce complexitatea comunicării între mai multe calculatoare. Și problema generală de calcule distribuite, dacă avem, să zicem, două calculatoare, e următoarea. Avem pe Alice și pe Bob. Alice are un input X, Bob are și el un input Y și vor să evalueze funcția asta care primește ambele input-uri, F de X, Y. Și să zicem că e probabilist, adică cu probabilitate mai mare de 2 de 3, să obțină răspunsul corect. Și acum, pentru ușurință, o să presupunem că X și Y sunt de aceeași dimensiune, de aceeași dimensiune N. Și întrebarea e, câți biți ar trebui să comunice pentru a calcula funcția respectivă. Și acum, o să depindă de F lucrul acesta. Pentru un F general, evident, o să fie nevoie de ordine N. Dar pentru un F particular, poate e nevoie de mai puțin. Spre exemplu, putem considera F următoarea funcție, asta se cheamă o funcție de disjuncție, în care F de X, Y o să fie egal cu 1, dacă și numai dacă fie X de Y e 0, fie Y de Y e 0, unde X de Y este al I-lea bit din X și Y de Y este al I-lea bit din Y. Ok? Deci dacă cele două stringuri, două șiruri de bits, pe fiecare poziție avem măcar 0, măcar unul din cele două este 0, atunci funcția o să dea 1. Și acum, întrebarea e de câți biți ar trebui să schimbe între ei ca să poată evalua funcția asta. Deci am doi să obțină răspunsul la funcția asta și pentru inputurile lor. Și acum se poate demonstra că pe cazul clasic e nevoie de ordinul n biți, atât pe cazul defavorabil, cât și pe cazul favorabil. Cu alte cuvinte, nu se poate cu teta, adică am introdus notația cu teta și așa am lăsat cu și omega, nu se poate mai bine decât n. Nu putem cu mai puțin de ordin n biți pentru problema aceasta. În schimb, cuantic, e demonstrat că se poate cu radical bine. Seamănă oricum cu Grover treaba asta. Deci, pentru probleme de calcul distribuit, este demonstrat că calculatoarele cuantice sunt mai eficiente decât cele clasice în ceea ce privește câtă comunicare este nevoie pentru a rezolva o problemă. Deci e interesant lucrul acesta, pentru că, cum ziceam, e demonstrată treaba asta, că pe cazul cuantic avem nevoie de mai puțină comunicare pentru a rezolva o problemă decât pe cazul clasic. Și deci, și în plus, avem nevoie doar de qubits ca să facem comunicare. Deci, Alice și Bob, poate că nu au nevoie neapărat de un calculator cuantic. Uneori s-ar putea să fie nevoie, că poate vor să fie pe qubits în entanglement. Dar, în general, s-ar putea să n-ai o nevoie. Și atunci e util. Adică, poate am putea face practic lucrul ăsta, să trimitem qubits cuiva și împreună să rezolvăm o problemă mult mai eficient decât am putea pe cazul clasic. Și probleme din aceste de sisteme distribuite. Pe de altă parte, alt lucru interesant este că obținem rezultate interesante privind calculul paralel. În mod normal, când ne gândim la calcul paralel, ne gândim, am un procesor cu mai multe nuclee și vreau să rezolv o anumită problemă. Și, în general, dacă am, să zicem, două nuclee, în cazul ideal, o să rezolv problema de două ori mai repede, în cazul absolut ideal. Acum, ce e interesant e că, pe cazul cuantic, putem rezolva de ordinul radical de dacă aș avea două nuclee cuantice care comunică, sau două calculatoare cuantice. Deci nu e doar de două ori mai repede, e de radical mai repede, ceea ce e foarte, foarte interesant. Și iarăși... Nu, nu, adică dacă problema are dimensiune N, pe cazul, sau dacă puteți ia timp N să rezolvă problema, pe cazul clasic îți ia N pe două, aici ți ia radical din N să rezolvă aceeași problemă. Apoi două calculatoare cuantice.
Adică Alice și Bob vor din nou să calculeze o funcție prin script care depinde de implicăția. Dar vrem ca Bob să nu afle inputul lui Alice și Alice să nu afle inputul lui Bob. Deci vrem ca ei să nu știe de inputul lor, dar să evalueze funcția cu inputul lui Bob. Dar asta, pe cazul general, de fapt, chestia asta nu se poate. Și puteți să vă gândiți la un exemplu de unde s-a discutat proprietatea asta. F, output-ul F nu trebuie să fie acasă un bit, poate să fie un prânțit. Se ordine și eu de aici. Da, dar e una și mai simplă. De exemplu, e cu un risc. Ok? E clar că dacă evaluează funcția asta, Bob o să afle X, o să afle input-ul lui X. Ok? Deci, pe cazul general, nu se poate satisface condiția aceea. Și atunci, definițiile de securitate, ce înseamnă secure, ăsta de fapt, sunt mai subtile, așa, și depind de problema pe care vrem să o rezolvăm și depind și de ceea ce presupunem despre Alice și Bob. Și există, spre exemplu, atacatori care se numește Honest but Curious, ceea ce înseamnă că ei o să urmeze protocolul pe care este stabilit un protocol între două sau mai multe persoane. Atacatorii ăștia o să respecte protocolul, o să facă ce li se spune, dar o să încerce să afle cât mai multe informații de ce se întâmplă în protocol, să încerce să afle inputul de altul. Dar există și atacatorii generali care s-ar putea să devieze de la protocol, s-ar putea să nu facă ce li se cere și nu o să încerce să obțină informații sau să încerce să compromită protocolul. Ok. Și problema pe cazul general este că N participanți cu o funcție care depinde de N inputul și din nou vrem pe cazul ideal, dar depinde de funcție, niciunul dintre ei să afle de și, în general, ce se întâmplă e că se presupune că o anumită parte din participanți sunt cinstiți, adică fac exact ce trebuie și nu încearcă să afle informații în plus, și o parte nu sunt cinstiți și încearcă să saboteze protocolul cumva. Acum, ce avantaj aduce quantum în treaba asta? În general, în partea cuantică se pot tolera mai mulți participanți care încearcă să saboteze protocolul decât pe cazul clasic și, în plus, cum am văzut pe cazul calculului distribuit, obținem eficiență mai mare, adică putem calcula funcția mai repede, mai puțină complexitate. Deci e interesant, pentru că treaba asta are foarte, foarte multe aplicații comerciale. Primele au venit în e-commerce și au pornit de la ceea ce se cheamă problema milionarilor. Problema milionarilor, zicem în locul lui. Sunt 2 milionari și, în principiu, fiecare are o sumă considerabilă de bani. Și acum ei vor să știe cine are cei mai mulți bani. Asta vrea să știe toată lumea, până la urmă, dacă eu am mai mulți bani decât celălalt. Dar nu vor să spună câți bani are fiecare. Fiecare se gândește, poate ăsta are mai mult decât mine, nu vreau să mă facă de asta. Dar ei oricum să facă de asta, rezultatul funcției. Dar ideea e, o să afle cine are cea mai mare sumă de bani, fără ca fiecare să afle exact câți bani are celălalt. Asta e problema milionarilor. Și pentru care există algoritmi și protocoale care o pot rezolva. Apoi, alta aplicație este electronic voting. Adică avem mai mulți participanți și vor să voteze. Și atunci, spre exemplu, dacă să zicem că sunt doar 2 participanți la, nu, 2 candidați la o alegere, candidatul A și candidatul B, atunci inputul fiecărui votant poate să fie 0 sau 1, în funcție de care dintre ei votează. Și, sau minus 1 și 1, spre exemplu. Și atunci funcția pe care vrem să o evaluăm este pur și simplu suma inputurilor, ca să știm câți au votat pentru ăla și câți pentru ăla, și să ne dăm seama cine a câștigat. Și ce vrem de la schema asta de voting? Vrem să nu se știe, adică votanții nu trebuie să știe unii de alții cine a votat. Eu nu trebuie să știu cine ați votat voi nu trebuie să știți cine votez eu, și așa mai departe. Dar, în plus, trebuie verificat faptul că votul meu a fost luat în considerare. Deci asta e altă proprietate pe care avem nevoie în cazul acesta. După aia, altă lucru asemănător sunt citațiile online. E același lucru, avem mai mulți participanți care le citează și poate nu vreau să aflu câți au oferit alții pentru licitație și nici
nu vreau să se ardă nici cât am oferit eu pentru licitație și funcția, cazul acela, putea să fie maximul inputurilor de fiecare oferă o anumită sumă. Altă aplicație, și asta a devenit foarte populară în ultima vreme, este Secure Social Network. Ce se întâmplă aici? Să zicem că pe Facebook eu nu vreau ca alții să vadă lista mea de prieteni. Și atunci o să bifez acolo multe rețete de securitate pe care nu le găsesc niciodată. O să bifez că nu vreau ca alții să vadă lista mea de prieteni. Și să zicem că Daniel aici a făcut și el același lucru. Și el a privat ca nimeni să nu poată vedea lista de prieteni. Acum eu dacă intru pe profilul lui Daniel, o să văd totuși prieteni comuni. Deci Facebook o să-mi arate ăștia sunt prieteni comuni printre voi. Deși eu am cerut ca prietenii mei să nu fie vizibili lui și lui să nu fie vizibili mie. E, și problema asta se cheamă Secure Set Intersection. Să facem intersecția a două mulțimi, fără ca cineva să afle care au fost mulțimile inițiale pe care voiam să le intersectăm. Deci problema asta are aplicații în social networking și mai sunt și alte probleme de genul acesta, în care, din cauza setărilor de securitate, nu vrem să se afle informațiile respective, dar totuși Facebook trebuie să fie în stare să mai afișeze ceva. Și acum problema e simplă dacă există un server, pentru că serverul are informație și face el intersecția și întoarce și dă intersecțiile și dă răspunsul celor doi clienți. Dar dacă clienții între ei vor să afle, atunci devine mai complicat și devine o problemă din asta de secure multi-party communication. Ok, alt hot topic, alt domeniu interesant, e ceea ce se cheamă calcul cuantic și criptografie cuantică cu variabile complete. Până acum am presupus că spațiul Hilbert e finit în care lucrăm și dimensiunea spațiului e dată de 2 la puterea câți qubiți avem.